Incidentul a avut loc în ziua de 11 octombrie, după prânz, în timpul orei de sport. Acest Adidas, care luase de două zile în picioare, cumpărați noi, arată în halul în care arată, mai ales dreptul, că are partea dreaptă iarsă până aproape de degete. Ia uitați ce curge din ei. Tatăl băiatului a fost anunțat de medic să se prezinte la cabinet, deoarece elevul are o problemă. Acolo, în cabinet, când eu am ajuns și am avut o reacție, orice părinte are o reacție puțin mai nervoasă, că oricare ar făcut la fel, am întrebat, dar ce s-a întâmplat? Ce un eveniment nedorit, nefericit, a intrat să ia mingea și acolo era jar. Și eu acum am venit cu el aici la dispensar și i-am zis, tu cine ești? Păi eu sunt profesorul de sport. Și când s-a întâmplat? În timpul orei? Da, ora între 13 și 10 minute și 14. Atunci era în jur de 13 și 45 de minute când eu vorbeam cu ei în cabinet. Și atunci am zis, pentru ce ești aici? Ești aici, trebuie să-i supraveghezi, era ora de sport. Ce ai făcut? Acuzat că ar fi stat pe telefon în loc să supravegheze copiii, profesorul de sport spune că a folosit telefonul pentru a cronometra reprizele de joc și că a sărit imediat să-l ajute pe copil, pe care l-a dus la cabinetul medical și a cumpărat un spray de arsuri. Și a dat șutele jos și prezenta niște brășici la ambele călcâie și șosetele neavând absolut nimic. Imediat am mers cu el la dispensar, care este aici aproape lângă școală, unde i-a fost acordat primul ajutor. Tatăl băiatului a făcut plângere la poliție și este dispus să meargă în instanță. Medicul legist a constatat arsurile la nivelul ambelor picioare și a recomandat 15-16 zile de îngrijiri medicale. Conducerea școlii spune că există un consemn clar ca să nu se facă focul în curtea școlii. Nu pot să vă spun acum o persoană care să fi dat foc. Din discuțiile pe care le-am avut cu întreg personalul, niciunul nu a dat foc acolo, pentru că este clar consemnul de a nu face foc în curtea școlii. Ce pot să spun este că uneori elevii care sunt fumători ajung și în zona respectivă, pentru că este mai retrasă, ajung și alte persoane care circulă prin zonă, nu, deci este o anchetă în desfășurare. Inspectoratul Școlar Județean Doj a constituit o comisie pentru a cerceta ceea ce s-a întâmplat la Celaru. O echipă a Inspectoratului Școlar s-a deplasat astăzi acolo pentru a verifica și a se asigura că s-au luat toate măsurile în vederea prevenirii unor astfel de incidente. De asemenea, s-au verificat cu mare atenție spațiile în care își desfășoară activitatea atât elevii, dar și cadrele didactice. Iar în continuare vom lua toate măsurile care se impun în astfel de situații, astfel încât copiii să se simtă în siguranță la școală. În acest caz, conducerea școlii a luat primele măsuri. Am eliberat zona în întregime pentru a nu mai ajunge în astfel de situații și, bineînțeles, vom identifica posibilele locuri din curtea școlii, posibilele locuri care pot produce zonele de risc pentru copii. Conducerea școlii regretă cele întâmplate și speră ca administrația publică locală să găsească soluții pentru construirea unui teren de sport.